Zombie apocalypse. Salutare tuturor și bine ați venit la nou episod de Atacul Minecraft, numărul 17, dacă nu mă înșel. Îmi cer scuze dacă greșesc. Este episodul 17, cred. Cel mai sigur, cred că este episodul 17. Astăzi vă voi arăta locul meu privat, care este pe coridorul acesta. Și da, în sfârșit a venit momentul să facem locul meu privat. Păi vreau să vă spun că când postez, să știți că sunt la mare, pe plajă destul de probabil, pentru că da, videoclipul ăsta a fost făcut acum 2 zile, exact când am făcut live-ul ăla înainte de a pleca la mare, și na, vreau să vă spun să apăsați acel buton de like dacă vă place Minecraft și mai vreți episoade din seria asta, să vă abonați la canal cu clopoțel, pentru că pierdeți foarte multe lucruri mișto. Să dați și un share, follow pe Instagram, nu știu, pana mea, chestii de genul ăsta. Și serverul de Discord le aveți pe toate în descriere și haideți să mergem la locul meu privat. Ok, și ăsta e locul privat, să nu cad, pentru că sunt deasupra unui ocean. Exact. Și ce vedeți aici? E o zonă cu gheață acolo și acolo vom merge. Am făcut drumulețul ăsta, dar nu l-am terminat, care duce exact acolo. Am pus aici tot felul de blocuri ca să ajung mai repede. Ok, asta ți-a așa, să am grijă să nu cad, pentru că cu scările caz ușor. Hai să fim serioși. Bun, facem așa. Hai să continuăm. Și dacă eu o să fac și o căsuță, ceva de genul ăsta acolo, nu știu. Cred că o să fac o casă în gheață, în ghețarii ăia mari și minunați. Da, cred destul de posibil să facem chestia asta. Da, deci dacă vă place, dați like, share, ca să fim aici cât mai mulți pe canalul acesta și abonați-vă la canal. Da, dacă n-ați făcut-o până acum. Sunt câțiva oameni care nu sunt abonați, după cum spune YouTube Studio-ul, așadar abonați-vă. Ce mai așteptați? Că pierdeți multe lucruri mișto, sincer. Ok, și hai să vedem. Ok. Bă, hai că mai pot să pun dacă e. Oh, avem o grămadă, bă, frate. Sunt și niște copaci acolo. Ia-o și pasta, frate. Ia-o și pasta. Sunt și copaci. Uite, de aici o să fac așa. Un drum. Un drumuleț de ăsta. Nu mai fac cu 1000 de drumuri, că după... Da. Cu 1000 de rânduri să fie drumul, că după... Na. Na, ia cobblestone-ul ăsta în mână. Și... Bă, revin când ajung acolo, că... Na. Mi se pare mie sau e un iglu acolo? Ok, am făcut aici scara, hai să vă arăt. Aude, am făcut până aici, frumos. Cel mai probabil o să fac eu... O să încerc să fac un fel de manevră cu tot drumul ăsta, să fac eu cumva să nu mai fie podul ăsta, în caz că cineva vine în locul meu privat, nu știu ce voi face. O să încerc să mă gândesc la asta mai mult. Și da, haideți să începem să facem și noi. Uite, o să facem aceea sub scară o ușă. O facem o cameră așa. Hai că mai poți să-ți faci cameră. Sigur îți mai faci tu cameră dacă e. Nu o să mai faci tu camera aici. Ne facem aici, uite, în zona asta. Că unde altundeva am putea noi să facem, nu? Hai, dă-te încolo. Așa. Și facem așa. Ne ducem. N-aș vrea să dau de apă sau ceva, că ar fi nasol. Aha, uite că am dat aceea de apă, dar nu e problemă pentru că... Na... Bun. Uite, facem așa, mai măricel camera. Da, nu știu dacă ați pomenit de asta, cameră în gheață, dar... Bă, mie îmi trebuia acum silk touch, băieți. Îmi trebuia silk touch ca să iau astea. Gheața. Da. Asta trebuia să avem noi acum. Dar,
Lasă, acum nu e problemă. Ok. Facem o cameră uriașă. Că ce altceva am putea să facem într-o gheață? Hai să fim serioși. O să trăim ca ăia de la Polul Nord, băieți. Da. Cu siguranță. Hai că nu e apă aici. Mamă, dar e cam multă apă, băi. E cam multă apă. Și de ce nu pot să pun... Mamă, eu puneam stairs-uri. Hai că stairs-uri dacă e. Dă-te încolo cu stairs-ul tău. Eu vreau cobblestone. Așa. Ba, gata. Ok. Acum săpăm așa. Ba. Și aici, bineînțeles, trebuie să fie apă. Pickaxe-ul nostru de diamant se cam duce. O să trească neapărat să minez. Pentru că, da, se cam duce. Trebuie să mai minez resurse, că pickaxe-ul e cu mending. Și, na, trebuie să minez chestii care îmi dau experiență. Să se ducă pe pickaxe, știi? Sau aș putea să mai fac un pickaxe de diamant și să, na, să le unesc. Cu ajutorul... Anvilului, na. Cu ajutorul Nicovalei, dacă pot să zic așa. Na. Și da. Hai să mai dăm. Dar o să am eu grijă să nu se spargă de tot. Pentru că după aia mi s-a dus și mending și fortune. Și nu ai vrea chestia asta. Sincer. Serios că n-ai vrea așa ceva. Oh my god. Aici e apă, ok? Aici este apă. Da, măi băieți, dați și voi like dacă vă place episodul ăsta. Și na. Să dați un share acolo, că eu acum, când vedeți videoclipul, eu sunt la mare, frumos acolo pe plajă și da. Bineînțeles că o să fiu alături de voi pe premieră. Pentru că tot așa premieră voi face, posibil, Doamne ajută, dar nu garantez. Posibil să fiu pe plajă, posibil să fiu pe premieră cu voi, nu știu asta. Dar, na, ce o fi, știi? Hai că nu este aici. Ok, nu e problemă că rezolvăm ușor și eficient. Facem așa. Bun. Bă, ceva de genul ăsta o să fie camera. I don't know, altă idee nu prea am, sincer. Ok. Aici nu e nimic. Bun. Dar cât se extinde, frate, camera asta, ești nebun? Oh, până aici, ok. Facem un mic gemuneț acolo. Facem aici așa. Facem așa din nou, un geam. Și acum ne mai extindem pe partea asta. Ok. Aha, uite aici. Facem așa un geam mai mare. Până apacia, până zona asta. Hai să sparg aici. Bun. Hai că... Da. Stai să fac așa. Și uite așa. Stai să văd dacă pot să fac manevra. Bă, bine. Ok, lasă-o așa. Și bun, aici va fi geam. Pana mea. O să trească acum să-mi mut toate chestiile. Și să facem o scară către următorul etaj. Dar asta cred eu că vom face în episodul următor. Și aici aș mai putea, stați puțin să văd. Bă, aș putea să-mi extind mult aici cu camera, dar... Nu. Lasă așa. Bun. Păi, acum... Haideți să mergem... Să mai explorăm zona asta.
Avem urs polar. Da, chiar mai hai să vedem ce e aia. Ce e ăla acolo? E iglu sau? Să fii cu minte, ursule, ok? Fii cu minte, te rog frumos. Hai să vedem ce e aici. Cum ar fi să fie ceva? Hai că e ceva dacă... Bă, nu știu. Asta nu știu, băieți. Băieți și fete, pardon. Da, nu e nimic, lasă. Să nu mai săpăm cu pickaxe-ul ăsta, că după... Da. După este cam aleluia. Bă, cred că urșii ăsta știa, o să-i pun eu undeva. Hai că nu mor de foame dacă e. Da, clar. Rip în comentarii, băieți. În comentarii. Hai să vedem ce mai găsim uite aici. Hai să explorăm. Hai că nu mi s-a blocat telefonul dacă e. Da. Bă, ceva de genul ăsta arată. Arată interesant, după părerea mea. Bă, o să vreau să fac o grămadă de chestii în locul ăsta. Sincer, am planuri mărețe. Am planuri mărețe. Și, na. Deci ăsta e locul meu privat. Unul șmecher, după părerea mea. Aude, avem mare lac aici. Ia-o și pe asta. Hai, bă, că o să vreau să fac... Bă, am foarte multe idei. Am foarte multe idei, ok? Am foarte, foarte, foarte multe idei. Dar, hai să mor. Hai, bă, frate, pe bune că n-am murit. Mori în puii mei odată. Hai, că moare ăsta, da. Of, o fi greu să faci asta. Gata. Și, bun, sunt înapoi la spawn. Bun. Păi, da, ce să vă zic eu vouă? Nu știu ce aș mai putea să vă arăt pe aici, pentru că n-am făcut mai nimic nou. Adică totul e la fel. Na, nu e mai nimic nou. Na, păi ce să zic, cam atâta cu episodul de astăzi, că altceva nu prea avem ce să facem, știi? Altceva nu prea avem ce să facem, băieți? Bă, dar stați puțin să mă uit la bunker, pentru că nu prea mai văzut să se zică ceva de bunkerul ăsta. Care e, în ghilimele e bunker, îți dai seama. E cam mort bunker, dacă pot să-i zic așa. Bă, uite cât cabluri sunt. Holy moly. Holy moly. Da. Foarte multe chestii degeaba aici. Nu e problemă. Le lăsăm acolo, că poate revine Tudor pe serie. Nu știu. Poate. Poate. Ce avem aici? Repair and Disenchant. Hai că Disenchant dacă e. Da, nu știu băieți. Hai să pescuim și noi puțin, că... Na. Pescuim puțin, că da, ce să faci? Ce să faci? Unde-i undița? Aici e undița. Ok, e bine că n-am pierdut-o. E foarte bine. Și hai să vedem. Pescuim 2-3 chestii și gama e, cam asta e episodul. Că na, ce să facem altceva? Avem un pește. Stai să pun tridentul ăsta. Ok, un pește. Pește, pește. Stai să pun string-ul aici. Stai să pun peștii aici și să duc astea așa. Și peștii aruncă-i. Că n-am altceva de făcut cu ei. Dacă strâng pești, îi dau la băieți aici să facă ei de mâncare și să-mi dea mie pe un, și eu le dau un diamant. Nu știu, zic. Așa. Hai să vedem. Bă, dar de ce nu ai pescuit, mă? Poam, e un bug urât, frate. Oh, pufferfish. Hai că... Pufferfish, dacă e. Haide, pescuiește! Așa. Bun. Și ce mai ziceți care e viața? Hai că viața. Viața voastră, băieți și fete, nu știu, e bine. Știu că vedeți o barcă în dreapta. Nu întrebați, am făcut curse cu bărci, am dat... Serios?
Da, mi-a dat 10, bă, frate, mi-a dat 10, uite așa. Așa mi-a dat 10. Bă, tu ești tâmpit? Ok, ok, ok. O să le dau la următorul hide and seek, nu-i problemă. Hai să vedem ce mai pescuim. Let's go, dansul peștelui, băieți. Dansul peștelui. Dansul pescuitului. Ei. Hai, din nou. Vine, vine. Carte, eficiență 3. Blană. Blană cartea. Are eficiență. Și cred că o să o pun pe pickaxe-ul de diamond. Nu o să dau nimănui. Da, asta o să fac chiar acum. Ok? Chiar acum voi face chestia asta. Am bețe? Hai că am bețe, dacă. Chiar acum voi face chestia asta. Fără comentarii, fără altceva. Ce cauți acolo? Ce cauți acolo? Hai, mori. Ok, am murit. Bun. Oh, fuck! Mamă, ce m-a speriat! Tu zgura! Da. Nu! Da, aleluia. Mori odată. Mam, vine și ăsta. Bine că vine și ăsta. Hai, dă-te încolo. Toa, mai vine unul. Du-te, puii mei. Gata. Toam, bă, ce nemâncați, frate. Nemâncați. Da, na, frate. Când vrei să faci tu ceva, gata. Vin ăștia, repere, că atâta știu. Hai că, da. Da. Dar unde, de unde poți să iau și lemn? Aha, uite de aici. Hai, bă, dă-te încolo cu mâncatul tău. Dă-te încolo cu mâncatul tău. Da, băieți, asta o să fac chiar acum. O să fac niște bețe. Sau ce am zis că fac? Da, bețe am zis. Și o să vedeți chiar acum de ce am zis că o să fac bețe. Uite, o să împrumutăm crafting table-ul de la casa lui Gabriel, că nu se supără, cred. Scuze dacă te superi, Gabriele. Facem un pickaxe de diamant. Bun. Și acum hai să punem ăsta, anvil-ul. Bam, bam. Câte level îmi ceri? 15 level. Fortune 2 și Mending 1. Nice, bagă-l. Facem așa, băgăm și ăsta. Rip încă 10 levele. Mai am level 3. Wow. Ați văzut, băieți, pe ce se dau diamantele? Asta e viața. Când pescuiești și le vinzi, iei diamante. Ori le dai pentru că n-ai ce faci cu ele, ori le folosești pentru altceva. Deci, da. Avem și eficiență pe pickaxe. Forță! Și aici o să ghinem și noi episodul, pentru că, na, ajunge. Haideți să urcăm și noi în barcă. Board. Păi, da, ce să spun, cam ăsta a fost videoclipul de azi. Eu unul sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, pentru că, da, la 20 de like-uri băgăm următorul videoclip. Nu uitați să vă abonați cu clopoțel, pentru că pierdeți foarte multe chestii interesante. Și peste 2 zile, acum cum vedeți voi, nu peste 2 zile, peste 3 zile facem live-uri. Peste 3 zile facem din nou live-uri. Și da. Follow pe Instagram _robitsu3, _, mulțumesc. Server de Discord le aveți în descriere. Și ne vedem data viitoare.